Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc că de fiecare dată, în cazul în care ați uitat, deși știu că ne urmăriți în număr foarte mare și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. 2024, 9 iunie, mai apoi septembrie și mai apoi spre final de an, alegeri, după cum bine știți. Parte dintre ele, mă refer aici la cele locale și cele europarlamentare, au fost comasate, așadar în data de 9 iunie vom avea alegeri și la nivel local și în ceea ce privește alegerea eurodeputaților. Este o perioadă destul de complicată pentru politicieni în special, pentru că au început deja, în mare parte și-au depus candidaturile, au fost anunțați cei care își doresc să facă o schimbare, care își doresc până la urmă să se implice în mod real în tot ceea ce înseamnă schimbare, în tot ceea ce înseamnă proiecte și viziune, pentru că este nevoie de viziune pe termen lung până una alta. Astăzi vom discuta despre ce se întâmplă la nivelul județului Hunedoara, în Consiliul Județean Hunedoara, iar alături de mine este domnul Robert Eugen Mujic, candidat al Alianței Dreapta Unită pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua și bine v-am găsit! Mă bucur de fiecare dată când sunt invitat la dumneavoastră în emisiune și vin cu mare plăcere tot timpul. Cu mare plăcere veniți în fața hunedorenilor, în primul rând, pentru că ei sunt cei care ne urmăresc și vă urmăresc activitatea, cum este și firesc de altfel să se întâmple, pentru că ei trebuie să cunoască foarte bine care vă sunt intențiile, care vă sunt proiectele și viziunea, exact cum spuneam puțin mai devreme. Are nevoie județul Hunedoara de o schimbare? Și dacă da, în ce direcție ne îndreptăm? Din punctul meu de vedere, județul Hunedoara are nevoie de o schimbare în bine, în direcția pe care am transmis și o transmitem noi cei din Dreapta Unită. Suntem o alianță, eu spun, cea mai puternică la nivel național și se vede că și la nivel județean suntem o alianță foarte puternică și vom reuși să schimbăm din 9 iunie fața județului Hunedoara și să reușim să ducem județul Hunedoara în topul județelor din România, unde de fapt este locul. Județul Hunedoara a fost tot timpul un județ fruntaș, prin industrie, prin turism, prin tot ceea ce reprezintă acest minunat județ al nostru. Iar noi, prin platforma și prin proiectele cu care dorim și venim în fața cetățenilor și în Consiliul Județean, ne dorim să dezvoltăm și să-l ducem acolo unde este locul, adică în topul județelor din România. Încă mai suntem în topuri, unele la nivel național, doar că din păcate în top, în coada clasamentului, și aici dacă este să ne referim la nivelul de trai, în ceea ce privește salariile, sunt unele clasamente care indică acest fapt că nu stăm chiar atât de bine, chiar dacă la capitolul pensii și este cumva firesc, pentru că am avut, așa cum spuneați, un județ puternic, industrializat, am avut minerit, am avut combinate, am avut siderurgie, exact, și este firesc să avem încă să mai avem pensii foarte mari în județul Hunedoara. La capitolul forță de muncă stăm puțin cam slab. Am constatat acest lucru, să știți, și prin deplasările care le am în fiecare zi în județul Hunedoara. Ieri am avut o deplasare în Simeria, Orăștie, Călan, Hunedoara și Deva și foarte multă lume, acum mă refer la o discuție care am avut-o cu o doamnă din Simeria, îmi spunea: am muncit 35 de ani și am o pensie de 2000 de lei. Și zice: cum credeți că eu pot trăi cu o asemenea pensie? Și zice: în Parlament și peste tot sunt foarte mulți cu pensii speciale, sunt oameni care au pensii nemeritate. Și am încercat să explic doamnei respective că
Asta încercăm și noi să facem, să echilibrăm acest lucru, această discrepanță care este în momentul de față. Doamna respectivă a fost tot timpul pe o funcție destul de bună și spunea, am 74 de ani și trebuie să muncesc și la această vârstă ca să pot să-mi cumpăr medicamente, să pot să supraviețuiesc. Și în situația dânsei sunt foarte mulți asemenea oameni și, din păcate, ceea ce se întâmplă acum la nivel de guvern, de conducere la nivel național, nu vine în sprijinul acestor cetățeni care, din păcate, au fost uitați. Au fost uitați și aruncați undeva la gunoi. Să nu uităm că tot ceea ce înseamnă România până în momentul de față este construit de acești oameni, de acești pensionari care în momentul de față au fost lăsați de izbeliște. Că le-au mărit la unii pensiile. Da, a fost foarte motiv puțin de bucurie pentru unii, dar uitați-vă, de tristețe pentru cei care într-adevăr și-au făcut niște calcule și au constatat de fapt că nu este o majorare chiar atât de... Dacă s-ar fi vrut, s-ar fi putut mări pensiile până la 27%. Să știți, dacă s-ar fi dorit. Și de ce credeți că nu se dorește? Nu s-a dorit acest lucru pentru că se așteaptă alegerile prezidențiale din toamnă, cele parlamentare din decembrie, pentru că atunci vor veni cu noi, să spunem așa, între ghilimele, majorări de pensii, pentru că dacă ne uităm, pensia crește, să spunem, cu 50 de lei, dar prețurile și la coșul zilnic a crescut cu 100 și ceva de lei. Deci, de fapt, este o pierdere, nu este un câștig. Dar să revenim la județul Hunedoara. Județul Hunedoara este și a fost un județ foarte industrializat. Am avut în Valea Jiului sistemul minier foarte bine pus la punct. Să nu uităm că au lucrat mii de oameni acolo, minerii care efectiv au scos aurul negru din pământ. Acum când merg și am fost, nu numai acum în campanie, eu am fost în toți acești 4 ani de mandat de consilier județean, am fost prezent între oameni, am fost în Valea Jiului. Pentru că eu sunt un politician care nu merge din 4 în 4 ani la oameni. Eu mă duc în fiecare zi și în fiecare săptămână. Iar în momentul când au avut anumite probleme, au venit și mi le-au prezentat și am încercat să găsesc soluții la aceste probleme ale cetățenilor. V-am spus, suntem singurii consilieri județeni, eu și cu domnul Arion, care avem cabinete deschise de consilieri județeni, unde oamenii pot să vină în audiență și pot să își exprime doleanțele care le au sau situațiile prin care trec, problemele care le întâmpină în comunitățile lor și noi să găsim soluții ca să le putem rezolva sau să ne îndreptăm cu acele probleme spre autoritățile competente, pentru că sunt multe care nu țin de noi, dar să îndrumăm pe oameni ce să facă pas cu pas ca să se poată rezolva acea situație. Vin oamenii spre dumneavoastră la cabinetele? Ați fi foarte surprins. Acum mergând prin județ, am fost întrebat ieri la Orăștie, de ce n-ați deschis un cabinet și la Orăștie, că știu că aveți la Hunedoara? Deci oamenii au auzit, da, au informat? Mi-ați dat o idee foarte bună. Eu chiar am să mă gândesc la acest aspect. Eu nu m-am gândit decât la Hunedoara, în Valea Jiului, un cabinet care l-avem deschis. Și în Deva, aici la Camera de Comerț, unde cu domnul Arion împreună acordăm audiențe cetățenilor care vin în... cu diverse probleme și ridică la noi pentru Consiliul Județean și nu numai, să știți. Au probleme cu ATU-urile lor. De exemplu, când au fost inundațiile la Silvaș, am discutat, am prezentat în Consiliul Județean, am încercat să găsim soluții. Deci, revin la Orăștie, persoana respectivă îmi spunea, ar fi fost foarte bine să aveți și la Orăștie un asemenea cabinet, pentru că noi suntem persoane mai în vârstă și nu putem să venim până la Deva sau până la Hunedoara. Și am spus, da, mi-ați dat o idee foarte bună, am să țin cont de ceea ce mi-a spus, dar zic că dacă aveți o situație, puteți să-mi scrieți pe adresa de e-mail la mea sau mă puteți suna, i-a lăsat numărul de telefon ca să putem să găsim împreună soluțiile până veniți dumneavoastră la cabinet. De aceea vă spun că eu sunt un politician care nu sunt doar din 4 în 4 ani alături de cetățeni. Eu sunt în fiecare zi în slujba cetățenilor care m-au ales, au crezut în mine, cred în mine
și își pun speranțe în mine ca să pot să schimb împreună cu echipa mea tot ceea ce este bun în județul Hunedoara, să ducem la un nivel mult, mult mai înalt. Vreau să vă mai spun că în Valea Jiului, știu că acum câțiva ani, o colegă din actuala noastră coaliție de guvernare, deputata Cristina Prună, a avut și a deschis un cabinet parlamentar, chiar dacă nu era parlamentar de județul Hunedoara. Am discutat ieri, pentru că ieri am avut o caravană care s-a desfășurat pe lungul întregii zile, v-am spus, de la Deva, Simeria, Orăștie, Hunedoara, și am avut posibilitatea să discut mai mult cu doamna deputat legat de situația care o știa și dânsa din Valea Jiului. Și a spus că se va implica și mai mult în continuare în ceea ce înseamnă atragerea de noi investiții și investitori în Valea Jiului, pentru că mi-a spus, v-am studiat programul dumneavoastră, domnule Mujic, mi-a plăcut foarte mult programul dumneavoastră și vreau să vin și eu în sprijinul Văii Jiului prin dumneavoastră, ca să putem atrage investitori în ceea ce înseamnă Valea Jiului. Deci, 4 ani de zile eu am avut un cabinet parlamentar în Valea Jiului și știu foarte bine problemele celor din Valea Jiului. Zic, eu am un cabinet, da, acum. Și eu am un cabinet, zic, de consilier județean și același lucru fac și eu. Și a spus, vin în sprijinul dumneavoastră cu toate ideile mele, cu tot ceea ce pot face eu pentru dumneavoastră ca și parlamentar prin introducerea în legislația anumitor facilități, prin tot felul de lucruri ca să putem să găsim varianta cea mai bună să atragem investitori în Valea Jiului. Acest lucru doresc să-l fac pentru tot județul Hunedoara, pentru că noi avem parcuri industriale la Călan, avem 2 parcuri industriale la Hunedoara care trebuie populate. Eu știu că în hârtii ele figurează la o capacitate destul de ridicată ca și grad de ocupare, dar în schimb nu este chiar așa cum se spune. E grav dacă se întâmplă, da, acest lucru. Adică sunt terenuri concesionate de anumite societăți care încă nu au început să desfășoare activitatea acolo, în parcul industrial. Și atunci țin puțin blocat această activitate. Sau sunt făcute pe anumite servicii care nu generează foarte multă forță de muncă. Iar în momentul de față, noi dorim să atragem investitori care să vină și să investească la noi în județul Hunedoara în domeniile industrie. Pentru că nu trebuie să fim doar un județ de consumatori. Adică să vină și să fim o țară de consumatori, că de fapt asta s-a dorit. Trebuie să devenim din nou acea țară care am fost grânarul Europei, care am avut o industrie minieră extraordinară, o industrie siderurgică extraordinară, o agricultură extraordinară, pentru că, uitați-vă, în județul Hunedoara, pe locul fostului combinat de la Călan, unde tatăl meu acolo și-a desfășurat activitatea peste 25 de ani de activitate. Tatăl meu a fost în slujba combinatului de la Hunedoara și de la Călan. Dar uitați-vă la Călan. Este un parc industrial. Nu mai există acele... Zona a fost ecologizată în... Zona a fost ecologizată datorită faptului că a fost... Combinatul siderurgic. Am avut cea mai bună și cea mai performantă turnătorie de fontă. Am avut cele mai bune laminate erau de la combinatul de la Hunedoara. Gândiți-vă că de la Hunedoara s-au dus profile și laminate pentru podul de pe Bosfor. Acum, din păcate, tot ceea ce a fost industrie la noi, județul Hunedoara,
este la un nivel foarte, foarte scăzut. Ce putem pune în loc? Pentru că oamenii, da, o mare parte dintre ei sunt nostalgici atunci când vine vorba despre ceea ce a fost și ceea ce a însemnat minerit, siderurgie și așa mai departe. Doar că trăim alte vremuri, e greu să ne întoarcem în trecut și trebuie să privim înainte și în prezent ce se cere pe piața muncii. De asta au nevoie oamenii, să vadă că dumneavoastră și toți cei în măsură au soluții și pentru această, această parte. V-am spus... Se poate resuscita, să spunem, județul din acest punct de vedere? Din punctul meu de vedere, județul Hunedoara trebuie obligatoriu resuscitat din punct de vedere industrial. Noi, în momentul de față, ne bazăm foarte mult pe partea de turism, ceea ce este foarte bine. Este foarte bine. Avem castelul de la Hunedoara, avem cetățile dacice, avem Valea Jiului cu un turism extraordinar sezonier, cu straja, cu parângul. Deci, județul Hunedoara trăiește foarte mult și din partea de turism. Dar eu îmi doresc să fim acel județ industrializat. Pentru că noi așa am fost, așa am fost crescuți noi, așa am fost educați noi de părinții noștri, iar nu trăim în nostalgia vremurilor trecute, dar nu putem să uităm ceea ce s-a construit și ceea ce s-a făcut și după aceea s-a distrus pentru a nu pune nimic în loc. Asta este problema. Exact. Ce punem în locul acestor... Nu am nimica cu ceea ce s-a făcut rău, dar condamn acest lucru. Condamn foarte mult faptul că s-a distrus un combinat cum este cel de la Călan și nu s-a pus nimic în loc. Avem acolo un parc industrial. Avem un parc industrial, dar nu poate să fie la nivelul combinatului siderurgic care a fost la Călan. Când spuneai combinatul siderurgic Victoria Călan, spuneai un brand, spuneai, toată lumea știa. Mergeți dumneavoastră și spuneți acum în, nu știu unde vreți în țară, știți parcul industrial de la Călan. Poftim? Vedeți? Asta este diferența. Asta este diferența. Trebuie să venim în aceste parcuri industriale ca să le putem crește valoarea. Trebuie să venim cu investitori serioși. Investitori care vor să ridice nivelul de salarizare la un nivel competitiv, pentru că nu poți să vii și să îi oferi omului un salariu de mizerie, să-l pui să muncească și tu ca administrație locală să spui mă bucur că ai venit, dar eu nu pot să influențez cu absolut nimic ca nivelul de salarizare. Nu! Într-adevăr, nu putem noi ca și administrație să influențăm nivelul de salarizare unei societăți comerciale. Este logic și este normal. Dar putem să avem discuții ca acest lucru să nu se să nu se lase să fie la un nivel minim de salarizare. Trebuie să găsim cum împreună puteți, sau cum prin, se poate face acest exact lucru. Exact ce vă mai spuneam și mă repet. Dorim crearea unor facilități, unui pachet de facilități pentru acești investitori. Pentru a putea să le oferim un pachet de facilități care să-și poată desfășura activitatea la un nivel cât mai ridicat, dar să și poată oferi un nivel de salarizare mulțumitor pentru oamenii care lucrează pentru acea societate. Din păcate, nimeni nu dorește să facă acest lucru. Am întâlnit doar... îmi cer scuze. Am întâlnit doar pe doamna deputat, v-am spus, Prună, care a spus că îi place foarte mult proiectul care eu l-am pentru Valea Jiului și mă va ajuta foarte mult pe acest lucru. Eu doresc să rețin la nivelul județului Hunedoara acel proiect, nu doar pentru Valea Jiului, pentru că și la Oreștie am avut o industrie extraordinară cu Vidra, am avut o industrie mecanică, mecanica Oreștie. Da, exact, erau niște branduri în țară și nu numai în țară. De toți. Deci corect, toată lumea știa de, exact, de cunoșteau țării. Și peste hotare aceste branduri. Exact cum era și combinatul Victoria Călan, Vidra Oreștie. Să nu uităm de combinatul siderurgic de la Hunedoara. Să nu uităm de tot ceea ce înseamnă minerit. Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi am fost ca și țară pionieri în foarte multe chestii. Și din păcate... Undeva ne-am pierdut pe drum. Din păcate ne-am pierdut pe drum. Pentru că nouă ne-au plecat foarte mulți tineri, specialiști, foarte buni și lucrează în afară.
Dacă aș ști câți de mulți tineri lucrează la multinaționale în afara țării în IT și sunt foarte bine plătiți, foarte bine apreciați și sunt tineri care poate ar dori să se întoarcă în România să facă ceva și aici. Au spus că au o datorie morală față de România și ar dori foarte mult să se întoarcă înapoi în țară. Am stat de vorbă săptămâna trecută cu un grup de tineri care veniseră de la București și erau specialiști exact în partea de IT. Și au spus, noi lucrăm pentru o multinațională, nu-i dăm numele pe televiziune, în afara țării și să știți că noi ne dorim foarte mult să venim în România, dar să ne se ofere niște condiții, nu ca și acolo, că acceptăm și mai puține facilități, să spun, decât avem în afară. Dar suntem la noi în țară, suntem lângă familie, lângă părinți, lângă bunici. Același lucru se întâmplă și în județul Hunedoara. Sunt foarte mulți tineri plecați în afara țării. Sunt foarte mulți tineri plecați în afara județului, care trebuie, prin tot ceea ce facem noi, să-i atragem înapoi să se întoarcă acasă. Să vină înapoi acasă. Să formăm echipe puternice ca să putem să reconstruim acest județ Hunedoara și să-l ducem, v-am spus, în topul județelor din punct de vedere al nivelului de trai ridicat, din punctul de vedere al industrializării, al turismului, chiar al sănătății. Știți că avem o rată foarte mare de persoane care suferă de o boală incurabilă în județul Hunedoara, cancer. Din păcate, nu avem o secție sau un spital specializat doar pentru această afecțiune dezastroasă din punct de vedere al sănătății. Noi ne-am gândit că am putea face un asemenea spital sau un corp de spital dedicat doar pentru partea de oncologie în Valea Jiului. Pentru că ar putea, în această zonă și nu în altă este parte a nivelul mai ridicat al cazurilor de cancer și ar putea deservi, deci, atât județul Hunedoara cât și județele limitrofe. Pentru că nu există nici în celelalte județe o asemenea secție de oncologie. Există la Cluj, există la Timișoara, avem secții, dar sunt micuțe, adică și la Hunedoara, la spital, este secție de oncologie, dar este foarte mică, cu capacitate foarte mică pentru, comparativ cu numărul cazurilor care există în momentul de față. Iar aceste secții sunt cele mai grele din punctul meu de vedere, să știți, unde omul suferă și trebuie să-i găsești o alinare a suferinței prin tratamentele corespunzătoare. Iar prin crearea unei asemenea secții la nivel județean, sau unui spital oncologic, care să deservească regiunea de cu județul Gorj, cu județul Dolj, cu județul ce avem noi, județul Hunedoara, pentru că este foarte, foarte important să punem accent și pe partea de sănătate. Noi, ca și Consiliul Județean, am implicat foarte mult în Spitalul Județean din Deva. Într-adevăr, s-au făcut foarte județean. Multe investiții bune în Spitalul Județean, și în UPU, și în secția de cardiologie, pediatrie, deci, și așa pediatrie, mai departe, se dezvoltă investiții. Radiologie. Deci, noi, ca și Consiliul Județean, nu am neglijat niciodată sănătatea și nu o să o neglijăm niciodată. Dar avea posibilitatea financiară prin depunerea anumitor proiecte, bineînțeles, Consiliul Județean să construiască un astfel de spital oncologic? Dacă se dorește, să găsesc soluții de finanțare, să știți. Deci soluții de finanțare se pot găsi. Pentru că, ne spuneți, este o idee foarte bună, cu siguranță mulți dintre cei care ne urmăresc sunt în asentimentul dumneavoastră că ar fi nevoie de un astfel de spital, doar că trebuie să vedem dacă într-adevăr se și pot realiza aceste sunt anumite proiecte. Linii de finanțare pe care se pot construi acele spitale. Exact cum s-a dorit mai de mult, știți, construirea spitalelor regionale. Haideți să găsim totuși o soluție și o sursă de finanțare pentru a construi și în județul Hunedoara un spital oncologic. Eu am spus Valea Jiului, dar dacă se construiește la Hunedoara, la Deva, nu are importanță. Oricum unde este să se mai aproape decât Cluj, exact, sau Timișoara. Este mult mai aproape. Și din păcate, v-am spus, numărul cazurilor de cancer este foarte mare în județul Hunedoara.
Iar oamenii nu-și permit să facă acele deplasări la Cluj sau la Timișoara sau București pentru a putea să-și facă anumite proceduri care sunt în cazul bolilor de cancer. Și atunci ar fi foarte important ca noi să ne gândim la o sursă de finanțare, la un proiect, la un, pe o linie de finanțare care să putem construi ori o secție foarte bine dotată și destul de, cu o capacitate destul de mare ca să poată acoperi necesarul pentru județul Hunedoara și nu numai, sau chiar, v-am spus, la construirea unui spital oncologic care să poată să deservească cel puțin 3-4 județe care sunt limitrofe județului Hunedoara. Sănătatea este, din punctul meu de vedere, prioritatea numărul 1. Pentru că dacă ai sănătate, poți să le faci pe toate. Un om care are o anumită suferință, este foarte greu să-l pui să aibă o capacitate a muncii foarte ridicată. Iar v-am spus și mă repet, în județul Hunedoara, noi ca și Consiliul Județean ne-am implicat foarte mult în ceea ce înseamnă Spitalul Județean din Hunedoara, care este din Deva, de fapt, care este în subordinea Consiliului Județean, iar investițiile făcute sunt la un nivel foarte, foarte ridicat. Este un lucru extraordinar de bun, dar dorim ca mai și mult în continuare să facem acest lucru. Mai avem o chestiune care noi ne-o dorim foarte mult. Gândiți-vă că sunt orașe, și vă dau exemplu Călanului, care are doar o policlinică cu care deservește populația orașului Călan plus comunele și satele limitrofe. Nu avem serviciu de urgență, de permanență la spital, la policlinica din, are din Călan. A fost problemă, a fost o problemă și este o problemă legată de personalul medical, care nu este suficient pentru a putea acoperi și a face acest lucru la Călan. Gândiți-vă o persoană care, Doamne ferește, suferă un infarct miocardic și până ajunge la Hunedoara sau la Deva, poate să fie prea târziu. Trebuie să găsim o soluție și pentru aceste zone. Pentru că știți că la Călan, acum foarte mulți ani, exista un spital. S-a închis în urma unui program de restructurare a spitalelor. Știm și noi cum s-a făcut acea, listă de închidere a spitalelor, nu mai contează acest lucru, este istorie, dar trebuie să găsim soluții, să punem ceva în loc. Haideți să venim și cu o soluție pentru locuitorii din zona Călan și nu numai, și a comunelor limitrofe, pentru a putea să le acordăm o șansă la viață. Soluții pot fi găsite în ceea ce privește amenajarea unor spitale, unor secții, doar că mai este o problemă care, zic eu, e destul de mare, aceea de a atrage medici. Pentru că, așa cum spuneați și în cazul UPU Călan, aceasta este problema. Nu sunt suficient de mulți medici specialiști pe urgență. Exact. De data aceasta despre asta discutăm. Și cei care sunt aleg la un moment dat alte secții, poate unele mult mai ușoare, pentru că vedem cu toții ce se întâmplă în majoritatea secțiilor UPU din întreg județul, întreaga țară până la urmă. Și atunci unii dintre primari, unii dintre cei care au putere de decizie au mai venit cu unele soluții. Ba o locuință specială pentru medici, ba anumite facilități. Credeți că Consiliul Județean poate ar putea să atragă și așa medicii? Eu sunt convins că Consiliul Județean poate să găsească tot așa un pachet de facilități pentru acești medici care vin în zonele mai puțin prielnice, să spunem așa, din punct de vedere poate și chiar financiar și medical, pentru că în urma unor pachete făcute special pentru acești medici, cum a spus dumneavoastră, o locuință, poate un sprijin financiar acordat de Consiliul Județean ca și un bonus suplimentar, bineînțeles totul conform legii, deci găsit conform legii articolele pe care putem să acordăm aceste facilități acelor medici care vin în sprijinul de fapt a cetățenilor din zonele respective. Sunt probleme ale cetățenilor. De ce am ridicat această problemă? Pentru că am avut persoane din zona Călanului
Comuna Boșoroda au mai venit la mine în audiență și mi-au spus, este foarte greu să venim pentru anumite afecțiuni la spitalul municipal din Hunedoara, care este la fel un spital foarte bine dotat și foarte bine pus la punct. Dar distanța, timpul, este foarte, foarte mult se pierde pe drum. Iar v-am spus, în urma unei persoane care are anumită suferință, sau o gravidă care trebuie să nască, sau o persoană care a suferit un infart, sau orice altă persoană care necesită o intervenție de urgență, trebuie să aibă posibilitatea ca și la Călan să-i se acorde partea de prim ajutor și de stabilizare până a ajunge după aceea ulterior într-un centru cum este spitalul de la Hunedoara sau la Deva sau, Doamne ferește, în altă parte dacă este mai grav. De aceea noi ne dorim, v-am spus, sănătatea este o prioritate numărul unu pentru noi. Industrializarea județului este o prioritate la fel de mare. Nu uităm turismul, nu uităm agricultura și nu uităm tinerii. Educația. Tinerii, exact. Educația. Este foarte important ca prin parlamentarii care or să fie aleși ei în decembrie să încercăm să putem să schimbăm ceva în legislație pentru a redeschide acele școli de meserii, acele școli profesionale care au creat oameni specialiști în domeniile lor. Nu mai avem sudori, nu mai avem lăcătuși, nu mai avem instalatori, nu mai avem strungari. Știți cât de greu este să găsești acești oameni în ziua de astăzi? Găsești oameni care au peste 60 de ani, care au făcut școala și s-au pregătit în vremurile trecute. Și stăpânesc foarte bine această meserie, foarte bine, pentru că dar să nu uităm că trebuie să punem ceva și în locul acestor oameni care la un moment dat nu o să mai poată să desfășoare activitatea. De aceea noi dorim prin parlamentarii care au să fie din decembrie în Parlamentul României să vină cu chestii legislative concrete pentru a putea să redeschidem aceste școli de meserii, aceste școli profesionale pentru a putea să creăm și revin acea forță de muncă calificată pentru antreprenorii și pentru cei care vin să își deschidă o afacere în județul Hunedoara, adică să le putem oferi și forța de muncă calificată pe domeniul fiecăruia de activitate. Pentru asta cred că mai trebuie lucrat puțin și la mentalitatea oamenilor, pentru că o bună perioadă de timp școlile profesionale au fost văzute așa ca ceva nu pentru copilul meu, nu o să-l trimit la o școală profesională, dar să nu uităm, cum spuneați și dumneavoastră, aceste școli profesionale au pus pâinea pe masa a foarte multor familii și salariile pe care le primesc în aceste domenii de activitate sunt unele destul de consistente. Doar că, repet, este cumva această nu știu cum să-i spun, cred că se sperie probabil mulți dintre părinți nu la școală profesională. Fiecare părinte își dorește pentru copilul lui ce este mai bun. Dar acum trebuie să ne gândim că țara și județul au nevoie și de oameni bine pregătiți în anumite domenii, v-am spus, cum este electrician, instalator, sudor, strungar. Gândiți-vă că noi, în momentul de față, prieteni care sunt antreprenori caută sudori și nu găsesc acea specializare și acei oameni bine calificați sunt dispuși să plătească salarii foarte bune și nu găsesc acești oameni care să lucreze în domeniul respectiv. Pentru că s-au desființat aceste școli profesionale, nu s-au mai creat acele locuri de specialiști. Într-adevăr, sunt anumite firme din afară care au venit în județul Hunedoara și au creat în cadrul unor școli sau licee, au finanțat ei clase pe anumit domeniu de activitate care l-au ei și pregătirea acelor elevi în domeniul lor, ca în momentul când termină școala și le-au acordat chiar și burse, corect, când termină școala, să poată să aibă în cadrul societăților lor acei specialiști bine pregătiți, pregătiți pe domeniul de respectiv. Exact, pentru ceea ce de au ei, exact. Au venit, au creat clasa respectivă, bineînțeles, cu ajutorul inspectoratului școlar și al
școlii respective, au dat burse acelor elevi, tocmai ca și un stimulent de a învăța, de a-i pregăti pentru a avea specialiști pregătiți pe domeniul de activitate în care își desfășoară ei tot ceea ce înseamnă activitatea industrială. Este foarte important acest lucru, dar haideți să o facem la un nivel puțin mai mare. Să nu uităm că noi nu mai avem școli la cele de maestri. Știți că era diferența, da, era inginer, subinginer, maestru. Nu mai există maestru, nu mai există subinginer. Haideți să găsim acum și varianta de mijloc. Pentru că, de fapt, clasa de mijloc este foarte importantă. Să mai știți. Avem această clasă de mijloc în prezent. Din păcate, prezent. Foarte subțire este acea clasă de mijloc. Noi acest lucru vrem să-l dezvoltăm, acest sector, acest segment, pentru că dezvoltând acest segment al clasei de mijloc, noi vom reuși, de fapt, să creștem absolut tot ce înseamnă nivel de trai, nivel calitativ al lucrurilor în domeniul industriei sau chiar al sănătății. Ce ar însemna, de exemplu, să nu avem într-un spital decât infirmiere și medici, fără asistente. Se poate lucra? Nu. Vedeți? Acesta așa este și în industrie. Haideți să creăm acei specialiști în, nu știu, maestru, subinginer. Haideți să creăm acel specialist foarte bun pe electrician, în industria, în, nu știu, orice, în orice alt domeniu. Nu putem să creăm și să distrugem acea clasă de mijloc, pentru că, de fapt, aici este motorul. IMM-urile sunt cele care duc economia României, să știți, și o mențin la un nivel cât de cât ridicat. Credeți în acest parteneriat public-privat? Da. Da, eu cred în acest parteneriat public-privat. Pentru că trebuie să existe această conlucrare foarte bună între ceea ce înseamnă public și privat. Nu poți să vii și să nu ajuți un antreprenor care dorește să vină să facă o industrie sau să deschide o fabrică serioasă la tine în județ. Avem o situație puțin mai neplăcută care a fost la Simeria. Nu vreau să discut de acest lucru. Avem alte situații în județ. Și la Deva și în alte și localități. La Deva și în alte localități. De au companii fost, care au ocolit. Au ocolit județul Hunedoara. De exemplu, a venit o companie în județul Hunedoara și a spus: eu doresc să deschid o fabrică, dar să nu am o distanță mai mare de 30 de minute de la autostradă până la mine la fabrică. S-au încercat soluții, s-au găsit, s-au trimis către OAT-uri, tot felul de solicitări. Și așteptăm în continuare să vedem ce răspunsuri vor da aceste OAT-uri pentru a putea să demarăm mai departe acest proiect, pentru că este foarte important ca în județul Hunedoara să atragem investitori care ei își doresc să creeze locuri de muncă bine plătite, și repet, bine plătite, pentru a putea să-și desfășoare o activitate pe următorii 15, poate chiar 20 de ani la noi în județ. Iar noi trebuie să îi luăm pe acești investitori, să le aducem un pachet de facilități, să le punem pe masă și cu tot ceea ce putem noi legal, din punct de vedere legal, să-i ajutăm ca să rămână cât mai mult la noi în județul Hunedoara. Este foarte important un alt aspect, turismul. Turismul nu trebuie să fie turismul de o zi în județul Hunedoara. Haideți să încercăm să facem turismul de o săptămână. Cum putem face acest lucru? Oferindu-le turiștilor, în primul rând, o infrastructură foarte bună, facilități de cazare foarte bune în județul Hunedoara, oportunități de a vizita mai multe obiective turistice în județul Hunedoara. Iar acum, împreună cu câțiva colegi care sunt foarte buni specialiști pe turism, dezvoltăm o asemenea, și am să vă prezint într-o altă emisiune, o strategie foarte bună pe turism în județul Hunedoara. Pentru că v-am spus, este foarte important turismul, sănătatea, industria. Ele sunt puncte forte pe care noi trebuie să ne bazăm. Iar noi, ca și Consiliul Județean, trebuie să venim și să acordăm tot sprijinul la toți cei care vor să vină în, alături de noi pentru a putea să dezvoltăm județul Hunedoara. În ultimele 5 minute din această emisiune vreau să discutăm... Așa repede a trecut? Așa repede a trecut, exact. Vreau să discutăm puțin și despre echipa pe care v-ați conturat-o, pentru că în orice luptă
nu contează, contează de fapt foarte mult liderul acelei echipe, dar contează și cei din jurul acelui lider. Ați reușit să vă înconjurați de oameni așa pe sufletul dumneavoastră? Aici nu e vorba de sufletul meu, e vorba de oameni specialiști care, într-adevăr, în echipa mea sunt câțiva oameni foarte buni, specialiști pe fiecare domeniu. Am încercat să iau alături de mine, v-am spus, de la medici, specialiști, chiar oamenii care sunt specialiști în turism, în industrie. Deci în industrie sunt oameni care au fost directori de combinat siderurgic, care sunt alături de mine și mă sprijină și discutăm pe probleme concrete și vin cu soluții clare ceea ce se poate face. Cunosc foarte bine domeniul, este firesc să se întâmple. Cunosc foarte bine domeniul, au fost oameni care au condus combinatul siderurgic de la Hunedoara și nu numai. Sunt oameni care, v-am spus, specialiști în medicină, medici, care sunt alături de noi și ne-au prezentat problemele care sunt acum în domeniul medical și ceea ce se poate face. Pe turism, la fel, pe fiecare domeniu avem specialiști foarte bine pregătiți care vin cu soluțiile. Nu le știu eu soluțiile, pentru că eu sunt economist. Dar în jurul meu, în jurul meu și a echipei care suntem, avem specialiști pe fiecare domeniu care vine cu soluțiile concrete. Iar noi avem datoria să le punem în practică aceste soluții prin tot ceea ce facem noi în județul Hunedoara. Iar proiectul nostru de județul Hunedoara este, haideți să îl redezvoltăm, județul Hunedoara, haideți să-l readucem în topul județelor din România, haideți să-l repunem pe harta Europei, pentru că Hunedoara era cunoscută în Europa și nu numai. Haideți să-l dezvoltăm cât se poate de mult cu specialiști, oameni foarte bine pregătiți, iar în cadrul alianței noastre Dreapta Unită sunt oameni foarte bine pregătiți, sunt oameni specialiști care, v-am spus, au venit cu soluții clare și concrete pentru tot ceea ce înseamnă fiecare domeniu pe care noi l-am abordat în proiectul nostru de județ, iar eu sunt convins că din 10 iunie vom putea să le punem la Consiliul Județean aceste lucruri pe un proiect al județului pe 10 ani de acum înainte, pentru că noi ne dorim să dezvoltăm județul pe 10 ani. Avem un plan, nu cincinal cum era mai de mult. Avem un proiect pentru 10 ani pentru județul Hunedoara, pentru că contează foarte mult să ai o viziune largă în ceea ce privește dezvoltarea unui județ cum este al nostru Hunedoara. În chiar ultimele minute aș vrea să discutăm și despre sport puțin, pentru că ne-ați spus despre educație, sănătate, infrastructură rutieră și așa mai departe, turismul, care de asemenea este foarte important pentru dezvoltarea întregului județ. Și la capitolul sport, cel puțin, deocamdată, avem cumva o emblemă a județului, pot spune eu, Corvinul Hunedoara. V-am văzut pe stadion, sunteți un susținător, să înțeleg, al Corvinului? Eu, în tinerețe, am jucat fotbal, deci pentru mine fotbalul... Un lucru pe care nu l-am știut despre dumneavoastră. L-am în sânge, da. Am jucat fotbal și chiar sunt un susținător al echipei Corvinul Hunedoara. N-am vrut să vorbesc despre acest subiect pentru că n-am vrut să se interpreteze că vreau cumva politic să beneficiez de acești sportivi minunați, de acești oameni minunați și de antrenorul munca care este care cu ei și care i-a dus într-adevăr la o performanță remarcabilă și fericit pe această cale pentru a ajunge în finala Cupei României, unde sperăm ca pe 15 mai la Sibiu să învingem și Oțelul Galați și să venim sau ce în cupa acasă la Hunedoara. Nu am vrut să vorbesc, v-am spus, despre acest subiect, pentru că nu am vrut să fiu acuzat că mă folosesc cumva politic de această performanță minunată, dar îi felicit, sunt alături de ei, voi fi alături de ei și cu tot ceea ce pot îi voi sprijini și din Consiliul Județean Hunedoara. Îi susținem și noi și cred că toți hunedorenii îi susțin pe alb-albaștrii noștri, așa cum a devenit cumva o emblemă, după cum spuneam. Bravo lor și la cât mai multe succese să aibă în carierele lor. Domnule Mujic, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi, că ați adus în fața hunedorenilor o parte dintre ideile, proiectele pe care le aveți pentru dezvoltarea județului Hunedoara și sunt convinsă că
în campania electorală ne veți spune mult mai multe despre planurile pe care le aveți. Vă mulțumesc și eu și cu siguranță mă avem foarte multe de spus pentru județul Hunedoara. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnelor, domnilor și dumneavoastră, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!